Salut toată lumea, eu sunt Deus și acesta este un nou episod din De ce este mai bine să fii jucător decât fondator. Și o să începem cu aceste poze în care vreau să le mulțumesc câtorva dintre abonații acestui canal care au lăsat niște comentarii absolut geniale și cu ocazia aceasta vreau să le mulțumesc pe clip. Bun, și în acest episod, înainte de a începe grandioasele etichete și să vedem ce ne așteaptă pe ziua de azi, pentru că nu m-am ocupat deloc, de fapt de ieri cred că nu m-am ocupat de unele etichete și am lăsat pentru azi ca să fiu mai multe ca să mă ocup de ele, o să vreau să vă arăt pe cineva, anume pe tovarășul Vladimir Putin aici, care și-a făcut și cont de Discord, care m-a și salutat, privet, eu folosesc translator român, Bemovod, că Deus, și eu nu i-am răspuns, l-am lăsat în sin, dacă nu răspunzi o să primești o bombă nucleară și aici îți dai seama că trebuia să-i răspund, la care eu i-am răspuns. Am trimis eu deja una spre tine și am dat aici deja un GIF foarte frumos, la care a zis am dat o nucleară lângă Tesla, se referă la Tesla la noi de pe joc, din zona aia cu Mecu, să te bucuri de ea, cred că tu vrei al treilea război mondial. Bun, și la care eu mai, după am dat chestia asta cu GIF-ul ăsta, explozie nucleară, aveam un plan cu Japonia, dar Greenstone va fi bombardat. Și aici am dat încă un GIF, aici mi-a dat el cu explozie de asta nucleară, papa Greenstonești, și aici i-am spus, știi ce am eu și nu ai tu? Ia! Bani pe Discord Greenstone. Sayonara. Și aici a râs și i-am dat bani pe Discord Greenstone și l-am rezolvat pe Vladimir Putin, care ne-a amenințat existența. Mă rog, asta a fost așa ca fapt divers, mi se părua amuzant la momentul respectiv. Acum că am uitat a doua oară, nu mi se mai părua amuzant, dar voi decideți dacă e amuzant sau nu. Și hai să mergem pe Discordul Greenstone să vedem cum stau lucrurile. Bun, și primul tichet pe care îl vom începe al unui băiat care spune că are bani. Deci am apăsat play și apare You are banned, da, David. Punct. Și mi-a dat și aici și poză, că îi apare You are banned, deci este ban pe launcher. Salut, te va ajuta Deus, la cine a intrat pe cont în ultima perioadă sau cine a intrat la tine? Și mi-a spus că a intrat pe contul lui Cristian Vagabondu. Acum vom verifica dacă acest Cristi a luat ban. Să vedem dacă a luat ban. Din ceea ce văd, nu apare aici, deși a părăsit serverul de Discord motiv necunoscut. E destul de dubios, dar ca să ne asigurăm totuși cum stau lucrurile, voi vom căuta în bază să vedem dacă e contul banat. Bun, deci punem numele aici, dăm Enter și din ceea ce văd, contul nu este banat. Ultima oară s-a logat pe 7-7, acum 3 zile. Foarte ciudat, cred că nu e vorba despre contul ăsta, că zice că apare de la contul ăsta. Hai să vedem pe contul lui. Cum îl cheamă pe el? Îl cheamă David, îi luăm frumos numele, copiază, îi luăm IP-ul, dăm din nou la caută, inserăm IP-ul aici, dăm search și avem 3 conturi, niciunul dintre ele banate. Ok, nu știu de la ce ar putea să fie banul, dar o să mergem pe panelul de la launcher și introducem aici nickname to unban. Îi punem numele aici și apăsăm butonul unban. Și apare că, deci nu, nu are ban pe launcher, nu știu care e treaba cu băiatul ăsta. Hai să-i spunem. Salut, am verificat, contul tău nu are bani pe launcher, nu știu dacă încerci ceva anume cu un prieten care e banat permanent să ți-l rezolv, dar nu am ce să te ajut, poți închide tichetul, eu am dat am bani pe launcher și apare că nu e banat pe launcher. Deci nu știu, probabil o schemă, ceva, nu știu ce încearcă să facă. Hai să vedem următorul ticket, schimbare preț mașina Andrei 1000. Doresc să schimb prețul la Porsche Boxster și BMW Z4 câștigate din crate, ok. Acest ticket așa, deci tot așa, îi luăm numele frumos, copiază, mergem aici la Cars. Caută, la owner îi pune numele lui, Andrei 1000, și acum îi căutăm mașina. Din ce știu, asta este un 15074, este BMW Z4, deci punem prețul de 450, 123, 123. Ne asigurăm aici că este ok plus prețul și e ok. Chestia e că nu știu la ăsta, la Porsche Boxster, ce cum este, și ne ducem la pozele lui cu vehicle info. Asta este Porsche-ul și ne uităm să vedem după kilometri, dar nu are kilometri rulați, ok? Zile 6, atunci ne uităm după zile. Days 6 e pus de azi, poza e făcută tot azi, 6 zile chiar ultima, ok, deci este ultima, 1.5073 și acum mergem să vedem ce preț are Porsche Boxster-ul ăsta.
Porsche Boxster GTS 200 de milioane, ok. Îi punem aici 200, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Să verificăm să fie în regulă, e în regulă și am terminat acest tichet. Mergem frumos înapoi la tichet, Andrei 1000, salut, am rezolvat, poți închide. Și mergem mai departe la următorul tichet, problema în invai facțiune, hai să vedem ce s-a întâmplat aici. Deși cred că știu despre ce este vorba, demis în prima săptămână, acest tichet alegă da, Ionuț LM, poza aici cu e-mail-ul, ai fost demis din facțiunea Smurd, Sebi cu FP, motiv raport incomplet în prima săptămână, ok, salut, salut. Dacă nu faci raport în facțiune în prima săptămână, ești dat afară cu 30 FP, aveam raport opțional, aveam 1, 2 în facțiune sau 3, nu mai știu exact, aveam 60 shields, 8, 9 incendii, apel 1, 3, 1, 2. Sebi, spune-i tu care este raportul pentru rankul 1. Bun. Deci, în primul rând, pozele făcute cu telefonul nu se iau în calcul la raport. Ai făcut poze la chat, nu se vede hudul, nimic în pozele de apel. Ai spus că se luau de tine și își băteau joc. Ok, câte zile aveam în facțiune? 4 zile. Bun, faci poză cu telefonul, pardon, cu EFOP sau cu telefonul, dar se vede, vadă hudul și chat-ul, să le faci post și făceai alt apel, ok. Cu telefonul am găsit acolo și a spus regele, spune că are este raportul. Nu de ce am făcut poze cu telefon. Pozele, dar în fine, raportul e de 6 incendii, un apel 1, 2 și 10 heals. Dar eu ți-am explicat de ce te-am demis. Ok, în prima săptămână pentru cei noi veniți este, nu este raport opțional. Întreb și eu, sunt mai prost și vreau să știu. Nu, ai intrat miercuri. De joi este raport opțional. Aș vrea să spun și eu de jos dacă sancțiunea ta este corectă și dacă nu am nimic împotriva. De miercuri era raport opțional, nu joi. Da, forță, o să vină Deus cu răspunsul meu, nu te stresa, da, în cazul în care te sebi greșit, o să revii normal, o să ți se zile zile înapoi. Raportul, dacă l-ai făcut, pune-l aici dacă mai ai poze. Nu le-am, că le șterg după ce le trimit. Ok, acesta este raportul de facțiune Isus Murd. Așa, nu le-am un coș, dar le-am înapoi în Microsoft. O să dureze ceva să fac un mail și acolo să-mi trimită pozele. Mai am un apel în afară de ăla, pot să-l pun aici și pe ăla sau îl pun și pe ăsta, dar dacă e nevoie de aceea, pozele trebuie să aștepte. Asta este altul, dacă ajută, pozele tale trebuie să conțină hudul, adică partea din stânga jos de lângă mapă trebuie să le conțină obligatoriu. Mă frate, deci să știți și voi o chestie pentru orice dovadă. Eu trebuie aici să fie, să conțină toată asta. Și să conțină și partea de sus, adică să conțină pozele cum trebuie. Dar se vede data și ora. De fapt nu, că acum s-a mutat data și ora. Decât partea asta de aici de sus. Dar să se vadă complet până jos, să văd și eu numele la tine aici, că ești tu cel care ai făcut poza. Stai puțin, deci prima oară vă zic eu cum stau loc. Dacă într-adevăr el a fost intrat miercuri, are raport opțional. A pierdut 2 zile de raport. E raport opțional. Oricine intră de miercuri la ora 00 este raport opțional. Sebi aici a făcut o confuzie. Nu se intră de joi în facțiune dacă a intrat de joi e raport opțional, ci de miercuri. Scrie clar în regulament ora 00. Sebi, ai greșit, trebuia să îl încadrezi la raport opțional. Regula spune că cei intrați de miercuri ora 0, stai, miercuri ora 00 sunt scutiți de raport, nu de joi. Ora 00 miercuri vine prima oră din ziua de miercuri. Adică dacă el a intrat miercuri, e scutit de raport. Ionuț LM o să fi adăugat în facțiune înapoi cu zile. Raportul anterior ești scutit de el pentru că nu ai apelul 112, iar din PH îți voi șterge eu ce este. Bun, deci în primul rând ne băgăm în Smurd. Set ladder deus Smurd-ul este 13. Dăm member să vedem dacă suntem ok puși, da, suntem ok puși. Și să vedem dacă este acest Ionuț online. Da, este set Ionuț LM member 13, este rank 1 și să-i vedem FH-ul, faction panel, să vedem câte zile trebuie să-i punem, faction history, Ionuț LM și a ieșit cu 4 zile ieri, deci ar trebui să aibă acum 5 zile. Ok, set Ionuț LM, faction days 5, hai să vedem dacă se pusă ok, members, Ionuț LM 5, așa, ok, e bine. Bun, pentru FH mergem în bază. Îi luăm de aici ID-ul de la cont, mergem aici la Faction Logs, caută, punem aici ID-ul și acum o să-i vedem întreg PH-ul, dar noi o să dăm aici pe descrescător. Bun, și ăsta este rândul în care a fost el scos afară din facțiune și îi dăm aici ștergere și bine. Îi mai dăm acum un tag, rezolvat și PH, poți închide
sport. Bun, trecem la următorul, problemă bană asta rezolvare, am prins mașină rezolvar, mai să vedem problemă, cumpără gems. Hai să vedem asta, într-adevăr s-a dus, vreau să cumpăr o sergem și zice că nu am suficiente și eu am 1000. Într-adevăr mi s-a mai raportat chestia asta. Cosmin, salut, momentan este o problemă. Rock a fost informat legat de ea. Dacă ai nevoie urgent de vouchere, eu te pot ajuta chiar acum. O să-i le dau eu voucherele și dau eu cu setul. Nu știu, doar la unele persoane, nu înțeleg de ce la unii, chiar dacă iau gensurile. Am testat și ieri de mai multe ori și într-adevăr, nu știu, e foarte ciudat chestia asta. Uneori merge, uneori nu merge. Poate e din cauza update-ului la vouchere, că poți să pui acolo numărul de vouchere dorite să nu mai cumperi așa manual câte unul, câte unul. Hai să vedem dacă băiatul ăsta poate să intre pe joc să rezolvă acum sau dacă nu, intre mai târziu și rezolvă mai târziu. Dar un voucher epic. Bun, hai că reveni și băiatul ăla. Hai să dăm un respawn că vă crea pe slip și îl păstră serverul încă pe slip până de get. Salut! Ți-am luat deja gemsurile. 3.35 că nu merge să mă mișc. Las că nu trebuie să te miști tu. Îți dau respawn la loc. Da, ok, hai că-i dăm și respawn. O să închid eu etichetul. Mamă, deci e așa de nașpa tastatura asta. Nu vă puteți imagina ce nașpa este. Așa, stăm înapoi aici la A3. Și hai să închidem etichetul. Vocabulatul ăsta nu mi apare chestia cu You are banned. Ce conturi mai ai mai pe server? Nu știu de ce apare chestia aia, nu e bana contului oricum. Ăsta la rezolvarăm, închidem, stai așa să scrie rezolvat. Pentru că o să ducă tichetul la tichete în verificare și o să-l vadă Ionuț și poate o să zică că bă, nu e rezolvat și nu mai scriem aici, ok. Îl anunțăm că am rezolvat. Rezolvat, poți închide. Bun. Problema garaj, aici avem două probleme, nu merge să ies din garaj. Salut. Verific, hai să vedem ce casă are băiatul ăsta. Mergem înapoi pe joc. Ieșim din dealership, dăm un check 2. Și dăm la house și are casa 23, Goto House 23. Asta este casa lui. Să vedem, ăsta cred că este garajul. ID 51, proprietatea casei 23. Ok, bun, asta este garajul. De ce nu-i merge? Ceva apropiat pe aici și nu-i merge sau care e faza? Ia să vedem dacă e băiatul ăsta online. Nu e. Stai să văd dacă am casă, nu am casă, ok, când ne băgăm o rentă la el să vedem dacă nu ne merge ca și rent. Rent room, ne băgăm aici, acum dacă suntem în rent ar trebui să ne meargă și nouă garajul la el, să intrăm în garaj. Dăm I să intrăm în garaj, văd că pe noi ne băgăm în garaj. Ce spus el? Că nu merge să ies din garaj. Dăm I și am ieșit din garaj, practic merge să ieși din garaj. Poate nu știe el că... Stai așa, mai facem o dată. Poziția asta, îi facem aici, nu știu, screenshot, să vadă că în poziția asta aici. Salut, ți-am verificat garajul la casă, ca și renter și merge. Ca să ieși din garaj, dai tasta I în această poziție. Te rog să verifici. Nu știu, eu vă zic că merge să verifice cel mai bine. Aici avem o altă problemă cu un garaj, în care are două garaje. I-am spus că rezolv la următorul restart. Stai așa. Salut, am această problemă. Eu la garajul meu am două săgeți de asta și nu pot să șterg una. Am încercat comanda mult mai greu, dar această comandă mută doar săgeata din stânga. Dacă vreau să ies din garaj, ies din săgeata din dreapta. Înainte să dai vreo comandă de garaj, aveai tot două săgeți. E important să-mi zică chestia asta ca să știu eu, poate e posibil o problemă. Avem aici un reward pentru boost. Deci pentru cei care nu știați, dacă dați boost la serverul nostru și TJ e unul dintre veteranii care dă boost la serverul nostru, minim două boosturi, pe două săptămâni primiți două legendary chests la noi pe server. Și el face din două în două săptămâni ticket ca să își ia cele două legendary chest. Oricum, din ce am văzut, mi-a apărut mie pe loguri ca dată, deci hai să-i dăm. TJ Myers este online, give crate 19, 1 și mai dăm încă 1 și facem eventual și o poză și hai să-l anunțăm că i-au fost oferite. Rezolvat, poți închide.
Bun. Scoatere R6 clan. Cineva vrea să iasă din clan ca și lider. Să mi se scoate rang 6 din clanul Los Azteca și să fie înlocuit cu cine vrea David. Nu e vorba de înlocuit. Când o fi să fie înlocuit, face el tichet. Eu doar te scop pe tine sau mă durează așa să vă ocupa de eu să vedem. Go! Hai să vedem cine e băiatul ăsta, dacă este online. ID Goku, nu este online. Să vedem dacă pot să-i văd din ce, doi ce clan are. Mă, dar, a, nu e, e Goku simplu, ok. Ok, deci văd că nu pot să văd din ce doi ce clan are. ID Goku, ia. Nu, ok, delete clan, să vedem ID-ul la clan. Să că îi zice Los Aztecas, e 129. Ia să vedem, noi set Deus clan 129. Clan, membri clan, Goku și cu David. Ok, deci ăsta e Goku. Set Goku clan rank 5 și acum el o să poată să demisioneze. Adică să dea quit clan sau ce vrea el. Ți-am dat rank 5, poți da quit clan dacă vrei să ieși din clan, spor, poți închide tichetul. De înlocuit o să facă băiatul celălalt care a rămas acum lider la clan, să facă etichet cu cine vrea să pună alături de lider de clan. Iar pentru cei care nu știți, la noi pe server puteți să fiți doi lideri la un clan. Cel care e prima oară lider trebuie să facă un tichet să-i mai dea altuia încă, adică să mai fie încă cineva alături de lider. Și amândoi liderii sunt, să zic așa, împreună conduc clanul. Deci mai vreau încă chestia asta, hai să vedem următorul tichet. Din ce am înțeles, băiatul ăsta trebuie să-i trimite niște bani Adelin. Adelin 1. Hai să ne ocupăm acum. Adelin nu este conectat. Îmi dăm un invite DU0 așa. O să ne punem lider la MAI, că trebuie să luăm niște bani din safe-ul de la MAI. Goto HQ 1. Intrăm frumos în HQ. Mergem la safe. Hai să vedem unde safe-ul. Safe, safe, safe. Aici e safe-ul, dăm full withdraw și trebuie să scoatem vreo 40 de milioane. 2, 3, 1, 2, 3. Bun, cum o să fac eu să-i dau banii la băiatul ăsta? Simplu, să-i fac un green code și o să-i las green code-ul pe etichet. Vouă nu o să vă arăt ce green code fac, pentru că o să-i las green code-ul și o să-l folosiți voi. Salut pentru incidentul de pe acel etichet cu cei doi care ți-au dat wanted. Îți vom acorda cele două amenzi primite de cei doi care sunt cam, sunt de fapt nu cam, că sunt de fapt chiar 40 de cash sub formă de green code, îl bagi în use code și îți dă. Bun, i-am lăsat green code-ul, acum o să dau tk și închid eu tichetul ăsta că e rezolvată situația, au fost sancționați cei doi în cauză. Ia solicitarea R6 clan, vă cum să da Messi, nu Messi, Messi cu punct, care are două conturi, să-i acorzi lui Messi punct, are rang 5. Ok, hai să vedem. E online, nu e online, slash clan, membrii clanului și Messi punct ăsta, lăzui. Set Messi clan rang 6. Hai să și verificăm, clan, membrii clan și s-a pus. Bun. Rezolvat, poți închide. Văd că ne dă cineva mesaj. Andreicu. Salut, salut. Hai să vedem ce vrea băiatul ăsta. Îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat atunci cu Keylogger-ul. A, băiatul ăsta a fost respins la suport, pentru că atunci când a fost ultima la suport, a luat un Keylogger și a dat la toată lumea pe Discord mesaje de genul ăla și automat mie nu-mi convine să am un suport sau un staff persoane care nu sunt capabile să-și gestioneze, să zic așa, contul de Discord. Nu am cu ce să te iert, ai fost iertat de mult, dar vina trebuie să ți-o asumi. Nu ești capabil pentru gestionarea corectă a contului de Discord dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat și nu vreau membrii suport cu probleme de gen. Spor. Acum o să mai zic el ce o să mai zic, o să mai vorbesc eu cu el când o fi momentul. Beatul ăsta închisă, hai să vedem ce mai avem pe etichete.
Ok. Avem un caz destul de interesant, nu m-am mai ocupat de el de câteva zile, dar nu s-a curs sancțiune, de asta nu m-am ocupat. Acum e chiar a treia zi, deci trebuie luată decizia în privința acestui tichet, pentru că o sancționare pe etichet se face în maxim 3 zile. După cum vedeți, el a făcut reclamații că l-ar fi împins cam ăsta la semafor cu BMW-ul ăsta din spate și l-a aruncat, uitați-vă și voi cum. Eu nu știu cum a putut să facă chestia asta, mi se pare genial, e bine, o să zică lumea că sunt susținător al ăsta, că vai că îl susțin că a făcut chestia asta, mi se pare uimitor cum l-a împins. De aici să-l împing așa e foarte ciudat, nu știu, mai am ipoteza că poate a venit el cu viteză din partea aia și a sărit peste bumperul ăsta și a aruncat bumperul, pentru că dacă vii cu viteză te aruncă. Eu am zis că poate să fie și băiatul ăsta de aici de lângă, pentru că și el avea mașina așa într-o poziție cam ciudată și mașina asta prinde și viteză mai multă decât BMW-ul, deși BMW-ul prinde și el 200 și asta prinde mai mult de 200. Și eu, părerea mea e că nu e nimic concludent în dovada asta, nu știu care dintre ei a împins, nu o să fie sancționat nimeni. Deci în concluzie, nimeni nu o să fie sancționat în acest tichet. Dovada dată nu e suficient pentru a decide cine dintre cei doi jucători aflați la semafor este vinovat pentru ce s-a întâmplat. Andrei, poți închide, îți mulțumim pentru raportare. Bun. Și acum văd că răspunsul cineva la problemă în garaj, da, aveai două săgeți, ok, rezolvăm la next rând după cum am spus. Și acum hai să vedem reclamații Clan World. Aici mi-a dat o reclamație lui Ștefan Rosu, liderul de la Bolt, în care apărea că este AFK, deci vine așa frumos și îl vedem aici AFK cu Clepsidra, e chiar în captură, 18-22, deci aici o chestie, ora de aici este luată din calculatorul vostru. Voi dacă sunteți în altă țară, s-ar putea să fie altă ora aici. Nu știu, cred că ar trebui să revenim la modul cum se lua ora direct din server, deși chestia asta e puțin mai bună pe anumite chestii, că vă ia ora din calculatorul vostru, că practic pe voi vă interesează cât este ora la voi, dar pentru cei din sănătate, în unele dovezi încurcă, ca să zic așa. Eu i-am cerut să-mi spună dacă nu cumva ăsta lua crash, pentru că din ce văd când e AFK are mâna ridicată în sus. Dacă vedeți, are mâna ridicată aici în sus cu armă și poate a luat crash. Dar Andrew susține aici că nu, că nu a luat crash, că începuse să fugă din tăf. Și îmi spune că o să verific pe filmări, nu mai găsesc. Și nu mai găsește filmarea. Nu am decât să verific eu chat logul să văd dacă Ștefan Rosu a ieșit la scurt timp după ce s-a întâmplat incidentul ăsta și e pe 6-7. Ok, o să verificăm chat logul. Deci. Bun, ceea ce vedeți aici este server logul de la server. O să îl deschidem cu Notepad ăsta plus. După cum vedeți, este foarte mare, adică e pe foarte multe zile. Aici puteți să vedeți câteva chestii ce s-au discutat pe server. Cred că nu e nimic important pe aici să supere pe cineva, nu cred că e. Dăm aici frumos la căutare. Căutare. Și aici o să punem numele Ștefan Rosu și punem cu Ardeline și o să dăm cu modul cum se conectează să vedem în ziua de 6 parcă. Ziua de 6, stai să mă uit încă o dată. Da, în ziua de 6, deci vine dacă e cu 2 ore în urmă că e în Marea Britanie, vine ora 20-22, ceva de genul ăsta, hai să vedem. Te-am găsit momentul și se pare că a ieșit la 20-28, cam la câte minute, la 5 minute? Nu știu ce să zic, acum nu știu și aici cu minutele lui cum e, din ceea ce văd ar fi ieșit după, ești sigur că nu a fost crash. Și ca să fie treaba, îl adăugăm și pe Ștefan, o salvează, revenim înapoi. Ne poți spune ce s-a întâmplat? Bun, revenim la problemă garaj, ok, mulțumesc, problemă bani. Știu că nu mai am avut bani, dar am încercat să intru și apare cam bani, am mai întâmplat vreodată problema asta, chiar nu știu ce să fac, nu mă pot juca, să încerc pe Davidul V2, poți încerca să mă ajuți în privat, o să mă uit imediat să văd ce problema ar putea să fie. De obicei se poate întâmpla când banezi un cont pe care tu ai mai fost sau care a fost la tine și a luat bani pe launcher.
vezi pe banuri de pe ban sus, dacă cumva cunoști pe cineva de acolo la care ai intrat. Bun, și să vedem înșelătorie dice, asta e ultima. A, pe băiatul ăsta l-am rezolvat, dar nu mai răspunde. I-am mutat mașina, dacă nu mai răspunde, eu închid tichetul, e rezolvat. Bun, și rezolvarea tichetele astea de aici de sus. Mai sunt tichetele astea, solicitare giveaway, salut, Ionuț Marian. Mai am câteva aici, astea sunt pentru rock, ceva probleme raportate. Hai să vedem reclamațiile. Avem așa o reclamație de limbaj. Te-am întrebat dacă ce se lucrează acolo, se vede destul de clar că au scris că nu cred că te-a făcut prost așa din sine, de la ce a spunit. I-am luat trotineta. Mamă, deci Fabi ăsta, nu știu, fură mașinile la jucători și ăștia se miră de ce îl jignesc. Pe H ești prost, ok. Aia, a doua oară, cu aceeași persoană. Cu aceeași persoană s-a întâmplat și data trecută. Salut, tu ai o problemă cu tănase ăsta? Că a mai fost un tichet în care te-a jignit că îi furase ceva și din ceea ce văd, din nou aceeași poveste. Îi furi mașinile. Mă, și tichetul ăsta mi-l mut eu, pentru că din ce văd băiatul ăsta insistă foarte mult să deranjeze la jucători. Da, o să vă ziceți că deus că se raportează la poliție, ca al 112 dacă fură cineva mașina. Mă, dar băiatul ăsta o face așa, nu știu, are o problemă cu tănase ăsta, vreau să știu ce se întâmplă. Așa, hai să vedem tichetul ăsta pentru deus, se ocupă și... Oh, la Shiri, nu l-am mai văzut pe Shiri. De foi mare shark, ia mă, sunt curios. Și filmare. Mamă, e filmare, stai așa, că nu înțeleg. 3-7-2023, ue, vid cu shark făcut de tine, de ce? O dai că-s cu el pe voice și vorbesc despre ceva. Păi și dacă ești cu el pe voice, nu văd nicio relevanță, o dai că-mi iese. Prietenia noastră strânsă se întărește, dă-l. Ia să vedem. Ce-mi iese? Prietena așa, slab. Degeaba ni se întărește prietenia dacă tu oricum iei bani. What the fuck? Ha, nu iau bani, abia ce am ieșit de la judecată și n-am luat bani, dar Evradi și Mădălina Aron n-a batut. Și ce propui? Să-mi dai aia și dacă nu vreau inculpatul? Și dacă nu vrei inculpatul, asta este. Ce cere băiatul ăsta? Eu nu înțeleg. Mă, cine mai să blocă filmarea, nu mai merge. Atât? Asta este. Și mă înțeleg eu din chestia asta. Păi nu i-am dat-o, e tentativă, pentru că avem un video între noi, iar pe Shark nu-l deranjează dacă o am eu, dar l-a deranjat că a vrut-o și îl știm pe Mochi până la... Bă, what the fuck, ce e asta, frate, ce e asta? Uite, mi-l mutit sus la mine, dar ce e asta? Mi se pare o chestie de copii. Și l-adăugăm și pe ăsta, pe Mochi, să vedem ce mai bani de spus, că mi-a spus acum câteva zile ceva, că deus, am făcut nu știu ce, sper să nu mă banez. Îmi cer iertare, nu știu ce. Ia uite, Discordul din nou. Discordul din nou a modificat chestiile alea și aici când adaug pe cineva mă pune să-i iau ăla, numele lui. Hai să vedem la setări server ce nume are Mochi. Ce tag are. Mochi. Nu, stai, Mochi. Cred că ăsta e, a? Nu mai știu. Cred că ăsta e, iau, Mochi cu punct. Bă, și nici nu merge search-ul pe ele, frate, nu merge search-ul pe ele. Hai să mergem aici și să vedem dacă ăsta e. Da, ăsta e, că mi-l după azi. Hai să vedem ce să și băiatul ăla de timp, Andrei. Da, vreau să fiu și eu membru suport, îmi doresc așa de mult, dar vă mică nu se mai întâmplă. Deus, te rog, dă-mi o șansă, te rog, chiar îmi place membru suport și nu mai vreau să fiu. Ies de pe toate serverele în afară de grupul GS, o să mai pun parola foarte grea, te rog frumos, chiar îmi place funcția de suport să ajut playerii. Îmi pare rău, dar momentan nu se poate. Asta e, poate pe viitor. Hai să revenim înapoi aici, să-l adăugăm pe Mochi ăsta, să vedem ce are de spus. Și o să rog și pe Shire să-mi detalieze ce a vrut să spună. Mă, ce fac eu? Băi, ce prost sunt. Dădui din altă parte. Permisiuni aici, îl adăugăm pe ăsta și dăm vis canalul. Salut, te rog să îmi spui ce s-a întâmplat. Iar tu, spune-mi de unde știe acest Mochi
de filmarea aia. Bun, hai să vedem următoarea reclamație. Asta este un caz de copii. Următoarea reclamație la Ștefan Rosso, Ludenix 1, limbaj, da. Ia să vedem ce limbaj. What the fuck, ce poziție are ăsta aici? Acum Aurel, re, fraudezi băiatul, ce vrei Ștefanel? Ce vrei? Rupe asfaltul, tu ce vrei? Bă, băiatul să nu-l sancționez eu cumva? Nu, o să-i dă nimeni 1X, eu-l sancționai pe ăla. Să-mi așa, a, ok, să pusă cenzura, dar tot se sancționează pentru că are enunț. Numele lui este Deni1X, copiază, revenim înapoi în joc. ID așa, nu este online, mute, o 30, limbaj, reclamați. Și dă dură mut. Rezolvat, se poate închide, salvăm frumos poza de aici, o salvăm la noi în calculator ca să punem pe dovezi. Punem aici PNG să se salveze. Îi luăm frumos numele de aici iară și mergem sus la canalul de muteuri. Așa, frumos aici pe canalul ăsta, mă, văd o chestie aici cu ăsta, deci s-a făcut un fir, trebuie să vedem ce e acolo. Numele celui sancționat, s-a sancționat Deni, așa, sancțiune 30 de minute mut, motiv limbaj, dovadă și încărcăm frumos dovada, încărcare un fișier, îi punem aici frumos dovada și am pus dovada. Hai să vedem la treaba asta ce e aici. Avem un fir deschis cineva, numele celui sancționat Edu, ia. 60 de minute. A, asta e data de acum câteva zile pentru faza cu intratul în jucător. Eu văd clar că o descarc și se vede bine. Da, am lămurit pentru chestia asta, Edu n-a mai putut să mai susțină testele la cum îi zice, mă, la jandarmerie. Chiar dacă a fost în glumă, chiar dacă a fost între prieteni, nu faci așa ceva pe drumurile publice, ca să zic așa. Ia să vedem, dar nici nu mai vreau filmarea. Nici nu mai vreau filmarea. Păi nu mă interesează pe mine că nu vrei filmarea. Nici eu nu vreau. Hai să vedem, reclamația asta se rezolvă, acum mai rămâne să se închidă. Bun, și cam acesta a fost episodul nostru din viața asta de fondator, în care eu vă zic că e mai bine să fiți jucători decât să vă ocupați cu ce fac eu pe aici, că ocupă foarte mult timp, uneori nervi, uneori trebuie să te gândești bine ce am mai făcut în alte cazuri, ca să nu, nu știu, să faci ceva diferit de atunci, să-ți sară lumea în cap, că bă, uite, acolo e procedat nu știu cum, acum ai procedat altfel și chestii de genul ăsta. Bun, și nu uitați, dacă vă place seria, să lăsați și voi un comentariu să spuneți că vă place și neapărat să apăsați pe butonul de like, să vă abonați la canal. Eu am fost Deu, sper că v-a plăcut episodul, să ne auzim cu bine la următorul episod, ciao!